7 zile cu Radio Europa Liberă. Punct. Și de la capăt. Curentul unionist se fortifică în pofida atitudinii negative, ostile a președintelui Dodon, de exemplu, și altor politicieni care pun semnul egal între unire și antistatalism. De ce? Încercăm să căutăm răspuns la această întrebare cu doi politicieni proeminenți. Punct. Și de la capăt. Discutam de unul cu un scriitor, jurnalist, care a făcut un studiu despre natura populismului, despre populismul pe plaja românească, cum se obișnuiește acum să se spună, și dânsul împărtășea o impresie de la distanță despre minoritățile etnice din Republica Moldova, care, de la o vreme, așa cum vede el cu ochi de cercetător, sunt mai indulgente, dacă nu chiar atrase de mișcarea unionistă. De ce? Pentru că până și vorbitorii de limba rusă, ca să nu-i clasific neapărat într-un grup, s-au convins că poate unirea oferă șansă, oferă remedii pentru problemele, pentru deficiențele pe care nu le poate rezolva Republica Moldova cu forțe proprii, convențional vorbind, dar aminte, cu sfătuitori nu chiar dezinteresați. Și dumneavoastră, probabil, observați că mișcarea unionistă a ieșit din subteran, a ieșit dintr-un beci în care era mereu băgat de politicienii stataliști, care spuneau nilzia, nifcoem slucii. Și eu, de exemplu, întotdeauna mă mira poziția asta, că vai de mine, nici n-ai voie să te gândești la unire, pentru că asta ar fi o crimă. Și, pe de altă parte, pe cât de populară devine ideea unirii, pe atât de răzlețită rămâne forța care ar trebui să promoveze această idee. Dar nu asta ne preocupă astăzi în discuție. Vreau să vorbim totuși despre acest proces, cum a pornit, unde a ajuns, ce obstacole intermediare au fost. De exemplu, vă amintiți când o mișcare foarte populară desena harta întregită pe frontispiciul unui ziar, ca după aia să se dezică de această idee, să îmbrățișeze o idee diametral opusă. Și asta sigur că s-a răsfrânt asupra susținătorilor, potențialilor susținători. Și astăzi vorbim cu Vlad Țurcanu și cu Valeriu Munteanu. Vlad Țurcanu până nu de mult era invitat la noi pe post de analist. Acum, iată, în premieră, este în poziția de președinte al postului Partid Liberal Reformator, care și-a atribuit și-a luat alt nume, mai distinct. O să ne explice dumnealui cum s-a ajuns la formula asta. Și Valeriu Munteanu, iarăși, un politician cu experiență care, la fel, promite să energizeze o formațiune eminamente unionistă, fără amestecuri și fără eufemisme. Vlad Țurcanu, explicați-ne, vă rog, de ce v-ați hotărât dumneavoastră, după o carieră de jurnalist și de om mai distant, chiar dacă ați fost expert în cabinetul lui Nicolae Timofti, de ce v-ați hotărât să vă asumați această povară, hai să nu-i spun mai colorat? Eu cred că decizia mea reiese din această situație pe care o urmărim în ultimile câteva săptămâni, ultimile câteva luni, în care noi am mai avut o speranță că partidele care se poziționează pe centru-dreapta și pe dreapta
ar putea produce un reviliment în politica moldovenească. Și deziluzia majoră a societății a fost că oamenii aceștia care și-au tras seva inclusiv de pe dreapta eșichierului politic, acolo unde se află persoanele cu vederi românești și europene, n-au reușit și nu reușesc să se coaguleze ele, aceste două partide de pe dreapta, ca să readucă statul moldovenesc la dimensiune și la un parcurs care a fost înregistrat în 1991, când s-a făcut declarația de independență. Asta, nu cumva încă trebuie să le dați un răgaz să dovedească? Eu cred că 3 luni este un răstimp destul de destul de robust pentru ca să ne edificăm asupra capacității lor, și capacitatea lor provine nu numai din ceea ce sunt politicienii aceștia ca persoane, ci reiese din baza pe care și-o stabilesc aceste partide în demersurile lor. Și ce am observat este că a câta oară se încearcă trimiterea în derizoriu a unor chestiuni de principiu pentru statalitatea Republicii Moldova inclusiv, pentru o iluzorie probabilă bunăstare pe care noi ar trebui să o atingem numai dacă ne întoarcem în trecutul sovietic împreună cu Igor Dodon. Pentru mine e ceva halucinant să existe o asemenea precondiție. Veți trăi mai bine dacă acceptați acest dezmăț în Piața Mare a Adunării Naționale, în discursul public, cu niște teze istorice false și așa mai departe. Eu cred că progresul mai întâi vine în mințile noastre și după aceea în viața noastră de toate zilele. Eu am în memorie multe situații, începând cu 1992, în care diversi politicieni, șefi de-a mei, îmi spuneau: nu trebuie să îi deranjăm pe ruși, pe transnistrieni, pe moldoveniști, pentru că trebuie să facem ceva împreună. Da? Eu cred că renunțarea treptată la principiile noastre, noi fiind o majoritate, ne-a dus în acest punct în care nu găsim un punct de sprijin. Deci orbecăim inclusiv în acțiunile noastre instituționale și de stat, pentru că nu acceptăm să spunem că noi suntem români, noi ne orientăm către România, că România trebuie să fie aliatul nostru numărul unu în materie de politică externă, de securitate, de infrastructură. Este în domeniul cultural, educațional, dar asta este prea puțin. Eu am intrat în politică având această viziune că acesta trebuie să fie punctul de plecare. Nu niște aproximative direcții pe care le stabilim, dar le stabilim împreună cu o forță politică care ne-l aduce pe Serghei Șoigu în Piața Mare a Adunării Naționale. O să-l vedeți la un moment dat pe Krasnoselski în clădirea guvernamentală, tratându-se cu el. Mie mi se pare asta inacceptabil și pe măsură ce partidele acestea care compun la ora actuală blocul acum se manifestă în felul acesta, ele se mișcă dinspre dreapta, spre stânga, și eu cred că este dreptul lor să facă asta, dar să nu mai pretindă că reprezintă dreapta. Eu chiar le-aș încuraja să se miște spre stânga, să-l înghesuie pe Igor Dodon, pentru ca să avem un partid socialist veritabil, nu unul sovietic și rusesc, eminamente rusesc, să se facă unul din cele două partide mai de stânga, dar să nu pretindă că mai reprezintă dreapta, pentru că nu reprezintă dreapta. Oamenii aceștia de pe dreapta se simt insultați de neglijența pe care o arată politicienii aceștia din blocul acum pentru sentimentele lor naționale, pentru cei ce sunt ei, pentru cei ce li se vorbește copiilor la școală. Domnul Țurcan, dar atât au împreună recultat ei ca voturi, atât au putut să ia în ultimele alegeri, și-au luat mai puțin decât Dodon, deci există o felie care obiectiv trebuie să o accepte alăturea, mai ales cu sprijinul americanilor, rușilor, europenilor, și atunci dacă ei în acele condiții cu reprezentarea dreptei autentice, cum spuneți dumneavoastră, au recoltat doar atât, de unde încrederea că dumneavoastră veți putea să recoltați mai mult în această societate, așa dumneavoastră cum e? Invocați chestiuni care țin de trecutul nostru recent, pentru că în Partidul Democrat au fost figuri politice care s-au reivindicat ca români și au fost alegători care au sprijinit Partidul Democrat. Deci, la un moment dat, pericolul mai mare a provenit de la Partidul Democrat și Vladimir Plahotniuc decât de la socialiști. Și de aceea
acest segment pro-european s-a îngustat. Pentru că prin metode administrative, cunoaștem și am vorbit de atâtea ori despre asta, s-a reușit extragerea unor voturi din zona de dreapta, trimițându-se către Partidul Democrat. Dar la ora actuală se întâmplă ceea ce nu s-a întâmplat pe vremea lui Vladimir Plahotniuc. Igor Dodon, un politician slab în fond, devine puternic ca figură politică, ca președinte, fiind susținut în această privință de un partener al său care este blocul. Adică nu mie mi se pare asta o greșeală tactică, strategică, urmiți-o cum doriți, din partea blocului acum. Și eu, ca exponent al dreptei din Republica Moldova, nu pot asista impasibil la așa ceva. Și trebuie să existe presiune, din punctul acesta de vedere, din partea unui partid ca acela pe care îl reprezint eu, Partidul Popular Românesc, pentru ca blocul acum să înțeleagă că dacă va continua în felul acesta, îi se pregătește o alternativă. Partidul Popular Românesc este o alternativă pentru anul care vine, pentru anii care vin, în condițiile în care blocul acum va merge din greșeală în greșeală, pentru că ei au ajuns acolo, poate s-au relaxat, poate au intrat în scheme, poate n-au înțeles care este misiunea istorică, dar greșelile sunt evidente și rezultatele care se întrevăd nu sunt dintre cele care să ne bucure. În titulatură, două cuvinte și trecem la domnul Munteanu, românesc însemnând al românilor din Basarabia, românesc însemnând care trebuie să ajungă în România? Românesc este o opțiune politică. Românesc ține de România, românesc ține de sufletul nostru, românesc ține de locul nostru în spațiul european. Ne-am numit Partidul Popular Românesc, popular pentru că este o opțiune a poporului, popular pentru că ne orientăm către popularii europeni și l-am numit românesc pentru că am vrut să spunem exact ceea ce ne dorim, fără să recurgem la figuri sofisticate, gen unitate națională, pentru că românesc exprimă exact ceea ce simțim noi. Cu precizarea pe care am făcut-o la lansarea partidului nostru, că vom fi echilibrați. Noi nu uităm elementele care au colorat în niște nuanțe nefericite această parte a șchierului politic din cauza unor exprimări stufoase, sfărăitoare a unor politicieni care au strigat tare în piață, dar n-au produs nimic. Noi vom încerca să vorbim în termeni foarte pragmatici despre ceea ce înseamnă, și v-am spus în linii mari și putem reveni după aceea, apropierea Republicii Moldova ca stat, ca clasă politică de România. Domnul Munteanu, am să formulez întrebarea de o manieră huliganică, așa cum îmi place mie. Dumneavoastră încercați să intrați a doua oară în aceeași apă, după ce apa Unirii au ratat-o. Și premergătorii dumneavoastră direcți, de exemplu Mihai Ghimpu, atunci când a fost președinte, a mai apăsat pe frână, a recunoscut asta ca după aia să redevină unionist înfocat, ca să nu mai zic de Frontul Popular. Acum dumneavoastră promiteți unirea fără ca să amanetați, de fapt, situația dumneavoastră personală. Eu mi-amintesc de un politician care spunea că dacă nu intru în Parlament în două cicluri, îmi fac harakiri, convențional vorbind. Dumneavoastră iarăși promiteți pasărea Phoenix care poate iese, dar poate nu iese. Ok. Eu cred că cea mai mare greșeală care s-a făcut de la 90 încoace este că inclusiv foarte mulți politicieni, din general eu consider că pe tema Unirii există două categorii de politicieni. Este cei care au făcut independența și noi le mulțumim foarte mult, dar din păcate au ratat să facă Unirea și există o altă generație de oameni tineri care trebuie neapărat să facă Unirea. Iată, cei din anii 90 au cochetat cu statalitatea Republicii Moldova, mulți au considerat că Unirea este departe și hai să cochetăm cu statul Republica Moldova, cu funcții, cu posibilități. Și au femeie bună, așa au cochetat. Și chiar l-au mulți. Ok, inclusiv accept și această noțiune a dumneavoastră. În același timp, ei au contribuit la
lansarea mai multor opțiuni valabile pentru statul Republica Moldova. Exista opțiune de stânga că trebuie să ne întoarcem, să fim în continuare în brațele Federației Ruse într-o formă sau alta în CSI. Existau două opțiuni cu integrare europeană și exista trei opțiuni cu unire. Iată, dacă de la începutul anilor 90 toată clasa politică care gândea românește ar fi spus că unirea nu este una din soluții, ci unirea este unica soluție valabilă pentru Republica Moldova, acum noi ne-am fi aflat cu totul într-o altă dimensiune. Eu declar cu toată responsabilitatea și nu mă voi abate niciodată de la acest crez că unirea este pentru Republica Moldova astăzi, mâine și peste 10 ani de zile și peste 20 de ani de zile va fi unica soluție pentru propășire. Acest lucru se vede foarte bine din situația internă a Republicii Moldova, dar și din conjunctura internațională. Din situația internă, noi am ajuns la 28 de ani de independență și atât nu s-au găsit resurse interne ale statului Republica Moldova ca să fie debarcat un dictator pe nume Plahotniuc, a trebuit să fie o conjurație mare internațională ca să putem. Deci noi nu suntem ieșuați doar din punct de vedere economic, aici e foarte ușor să comparăm datele din România și Republica Moldova, cel puțin, dar și din punct de vedere politic nu am găsit... De 4 ori, noi. Din foarte multă literatură pe care o am acasă, am adus și la birou, am adus o carte foarte simplă, se mai poate face astăzi Unirea de Petrișor Gabriel Peiu, o carte în care se explică foarte exact prin comparație mai multe modele de unire. Unirea de la 1918, în ce situație era Basarabia, cum a evoluat în perioada interbelică, care este modelul corean și care a fost modelul german, care este cel mai bun. E adevărat, PIB-ul este de 4 la 1, populația de 6 la 1, dar la 1990, produsul intern brut pe cap de locuitor în Republica Moldova și în România erau practic egale. Iată că noi am căzut, România greu, complicat, dar se mișcă înainte. Din păcate, ceea ce vreau să spun acum este următorul fapt. Mai mult de jumătate din populația Republicii Moldova nu a ajuns niciodată în România. Mai mult de jumătate din populația Republicii Moldova cunoaște România doar din propaganda rusă care există la televizoare. De acolo și avem rezultatul că cel mai iubit dintre pământeni în Republica Moldova este Putin, iar o bună parte din populația Republicii Moldova cunoaște România ca o țară săracă, că noi le duceam butelii, nu cunoaște România anilor 2018-2019. Am văzut startul campaniei electorale din România prezidențială. Iată, tema fundamentală de discuție acum în această campanie prezidențială este cine dintre președinți promite că în următorii 5 ani va construi mai repede și mai temeinic autostrăzi pentru români. A fost tema centrală. Închipuiți-vă, iată acum dumneavoastră, văd și reportajele pe care le face Europa Liberă în fiecare weekend din orășelile noastre mici și din sate și care sunt realitățile din Republica Moldova, de populare, sărăcie și tot așa mai departe. Iată, în România a ajuns deja să discute despre autostrăzi. Vedeți o deosebire în 28 de ani, crăpătura s-a făcut foarte mare, dar cel mai mare problemă, și eu aici vreau să spun că noi unioniștii nu trebuie să discutăm între noi. Au fost vreo 7-8 partide care au discutat 5 luni de zile, s-au închis undeva și au discutat și nu au discutat cu oamenii. Noi ceea ce trebuie să facem, nu contează cine va valorifica dintre unioniști la sfârșit când campania de informare va avea loc și vom putea. Haideți să discutăm acum cu oamenii și să le explicăm realitatea din Republica Moldova și realitatea din România. Pentru că iarăși am văzut unicul sondaj relevant în acest sens, făcut de Fundația Universitară a Mării Negre sub conducerea profesorului Dan Dungaciu încă în 2017, care a făcut un sondaj în teren în Republica Moldova. Și la întrebări foarte clare, când îl iei pe om foarte clar. Și tu nu îl întrebi, dacă îl întrebi direct, ești pentru unire, el va spune că nu. Dar dacă îi pui 5 sau 6 întrebări sau răspunsuri de suport, și există acest sondaj care poate fi făcut din nou și să vedeți că rezultatele vor fi aceiași. Dacă îl întrebi pe om, acum aveți 1500 de lei pensie, dacă veți avea 5000 de lei pensie, dacă veți avea cu tare niște beneficii strict pragmatice de natură economică și după aia îl întreb, în aceste condiții acceptați unirea? În proporție de 52% a ratat acel sondaj că au acceptat unirea. Deci informarea este cel mai mare lucru pe care trebuie să-l facem noi astăzi, unioniștii, partidele unioniste și inclusiv statul Republica Moldova. Pentru că eu am observat de foarte multe ori că această temă a unirii nu se pune
pune pe tapet, pentru că, din păcate, există o rezistență foarte, foarte, foarte mare în acest sens. Acum, a șasea întrebare ar puteți fi, da, este 5.000, preferați să-i luați de la Klaus Iohannis sau de la Putin? Și aici s-ar încreți fruntea, nu? Nu. Trebuie să fie foarte clar ca să explicăm oamenilor că unirea poate avea loc doar cu România și nici într-un fel cu Rusia. Între noi și Rusia există un bloc glaciar pentru realitatea politică din următorii cel puțin 100 de ani, care se numește Ucraina. Sunt absolut sigur că, indiferent pe cine n-o să aleg ucrainenii în parlament sau președinte, și am văzut exemplu cu ultimul președinte, pentru sânge vărsat și care curge în continuare de ucrainean în estul Ucrainei, pentru Crimea, ucrainenii nu o să ierte niciodată Rusia. De ce? Nicio formă de uniune, în uniune din asta aproximativă, cum încearcă Igor Dodon să ne bage în uniunea asta euroasiatică, nu este posibilă, dar mite o formă reeditată a uniunii sovietice. Asta în primul rând. Într-al doilea rând, oamenii trebuie să înțeleagă că sângele apă nu se face. Noi am fost, suntem români și opțiunea noastră este europeană și românească. Iar spuneam, eu nu voi strălui foarte mult asupra acestor aspecte, pentru că dacă aceste aspecte nu au dat roade, din păcate, timp de 30 de ani de zile, insistând asupra acelor argumente, sunt departe de gândul că vom putea să ne mișcăm înainte. De ce? Vom încerca să scoatem pe tapet și să arătăm basarabienilor care este România adevărată și le spunem foarte exact. Spuneam în această carte, domnul profesor spune foarte exact și eu sunt adeptul fervent, 95% din ideile de ce le împărtășesc. Nu trebuie să mergem la o unire foarte sofisticată după, adică modelul, nu ca după modelul, nu ca în 2018, exact ca în 2018 și după modelul german, atunci când Germania de Est a fost absorbită, dacă vreți, cu instituții cu tot de Germania de Vest. Exact același lucru trebuie să se întâmple și în Republica Moldova. Ori astăzi noi am spus paritatea dintre populația Republicii Moldova și România este de 6-1. Dar bugetul este de 30-1. Noi avem 2 miliarde de dolari, iar România are 60 de miliarde de dolari. Cu acel buget și cu banii din Europa și cu creșterea economică care va genera unirea, noi o să ne descurcăm. Spunea domnul profesor în carte, unirea ar face că România ar fi un avion care ar mai veni un motor care ar contribui la economie, România ar deveni o țară mai mare, ar intra în clubul țărilor cu 25 de milioane de oameni și companiile din România s-ar extinde în Republica Moldova, iar companiile noastre sănătoase s-ar extinde în toată România. Oamenii trebuie să înțeleagă. Noi o să ne mai întâlnim cu dumneavoastră, eu sunt absolut sigur că o să mai fiți mulți ani aici director, și eu nu vreau să trăim sentimentul când peste încă un ciclu electoral o să plece Dodon, o să discrediteze cineva, o să înțeleagă că au mers pe o cale greșită, iar noi cu dumneavoastră vom reveni și, din păcate, decalajul și nivelul de trai în Republica Moldova va deveni tot mai mic, iar în Europa se va trăi tot mai bine, în România tot mai bine, iar noi vom rămâne cu această opțiune de mândrie națională moldovenească, deșartă și neacoperită de nimic. Eu, când am citit această cărțulie... Vă las în continuare, nu știu dacă mai aveți sau mai multe exemplare. Mi-a adus-o domnul Vidrașcu atunci când a scos-o, noi am avut și este o carte interviu. Foarte clară, pe înțelesul, da, tuturor, nu trebuie să o citești ani de zile. Este încercare de a estima chiar și costurile, beneficiile economice. Este adevărat. Dar acum înțeleg că iată un punct de tangență între dumneavoastră, domnul Țurcanu, când ați spus că discursul stufos, probabil ați avut în vedere și pseudopatetic, dar care rezultă din adevăratele sentimente. Acum, iată... Nu, eu spun punct. Din păcate, haideți să explicăm și domnul Țurcanu să fie de acord. Au fost, din păcate, politicieni foarte corecți și foarte buni români, care știau să recite poezii, să spună, să vorbească despre unitatea noastră națională, dar, din păcate, nu au putut, nu au avut capacitatea sau nu au dorit să meargă mai departe pe calcule, pe chestiuni foarte pragmatice, pentru ca să vii să domnul explice Munteanu, aceste lucruri. Domnul Munteanu, mai trist este că au scos smântâna de pe sentimentele astea, că sigur că în mod firesc, în Piața Mare a Adunării Naționale, când s-a spus că trebuie să ne unim români și punctum și grafie latină și română, ca după asta, trecând în culise, să-și tragă niște bani de la Departamentul Românilor Pretutindeni, asta este marea problemă. Acum și dumneavoastră, ambii, sunteți de acord să se vorbească în termeni pragmatici, în termeni foarte exacti, da, cu pași,
Atunci ne amintim, de exemplu, când Snegur la Huș a promis 300 de întreprinderi mixte Moldo-România, am zis, wow, iată o cale bună. Unde-i această promisiune, doar putem să ne amintim. Și atunci vă întreb pe dumneavoastră dacă mai multă lume înțelege de o manieră modernă unirea și apropierea de România. De ce e atât de atomizată felia asta unionistă? Dacă nu cumva, iarăși huliganic vă întreb, continuă această competiție de a fi interfața, de a reprezenta Basarabia în relația cu președinția, cu România în general, ca să scoată niște dividende. În primul rând că oportunitățile despre care vorbiți dumneavoastră, pe care l-ar avea întreprinderile românești, s-au diminuat substanțial în ultimul deceniu, în ultimii 15 ani, pe măsură ce activele noastre au fost devalizate sau acaparate, așa încât acum e nevoie de o perioadă de refacere a încrederii între cele două maluri ale Prutului, între oameni serioși care produc bani, care produc plus valoare în general, nu numai bani, dar pentru asta trebuie ca în Republica Moldova să se refacă acea atmosferă favorabilă României. În realitate însă ce se întâmplă este că, de exemplu, când se întâmpla cu Centrul Comun de Vize, prin 2004-2005 a fost aleasă intenționat ambasada Ungariei pentru ca să ne arătăm noi antiromâni. Era, bineînțeles, pe vremea lui Vladimir Voronin, dar vă asigur că în Ministerul nostru de Externe au rămas destui diplomați, din păcate, oameni instruiți, cu studii peste hotare, care zâmbesc, vorbesc limbi străine, dar care în ființa lor sunt antiromâni. Pentru mine asta rămâne încă o enigmă. Cum un om instruit, la curent cu istoria sa, cu așa, adoptă o poziție de dispreț față de România în condițiile în care noi nu suntem nici pe departe în măsură să ne comparăm cu România așa cum se prezintă România. Acum, despre ce m-ați întrebat? Domnul Turcanu, haideți să spunem în felul următor. Este o realitate pe care o înțeleg eu, dumneavoastră și dumneavoastră, domnul Botnaru. În același timp, insist asupra acestui fapt că imaginea generală, performanțele mult mai mari ale României de astăzi, în comparație cu Republica Moldova, nu sunt cunoscute de marea majoritate, de majoritatea cetățenilor. La Ministerul de Externe, cunosc foarte bine PIB-ul, cunosc foarte bine realitățile, dar eu spuneam sarcina cea mai mare, pentru că de foarte multe ori, atunci când nu se filmează, eu merg în sate, în altă parte, și îl găsesc pe Moș Ion, pe mătușa Ioana și întreb cum știți dumneavoastră România și încep a povesti de ce au povestit în perioada imperbielică și tot așa mai departe. Da, deci domnul Munteanu vorbește despre mediatizarea realităților în sensul acesta de a vorbi, iar propunerea mea este ca prin figurile politice care acced în birouri importante să se producă acest lucru. Deci dacă trimitem în guvern și în parlament oameni care se ocupă cu înlocuirea realității în felul în care se petrece, atunci, bineînțeles că vom avea destule persoane, destule cetățeni care... Să vă răspund la întrebare. Eu să concretizez întrebarea. Joncțiunea pe care o jânduiți dumneavoastră se va face pe baza, iarăși, a unor demersuri de spiritualitate sau pe baza unor calcule și mai ales atomizarea asta. Pentru ce pledez eu în primă instanță este ca să se dea la o parte toate barierele artificiale în calea cooperării moldo-române. Pentru că la ora actuală, inclusiv politicieni de dreapta care merg în România și fac poze cu oficiali români, de fapt se folosesc, fac transfer de imagine, dar ei în sinea lor nu cred în această colaborare. Vă dădeam un simplu exemplu. În politica externă, Republica Moldova a adoptat un stil izolaționist, în condițiile în care până și Ucraina cu Polonia, care au mari probleme de interpretare istorică asupra unor chestiuni, colaborează între ele. Și noi, având un partener, un aliat natural în persoana României, care ne-a sprijinit pentru ca să obținem acolo de asociere și regimul liberalizat de vizele, a făcut lobby puternic, noi ne permitem să respingem o mână când ni se întinde, iar cu diverse ocazii am mușcat acea mână.
Este asta o abordare pragmatică din partea unor politicieni care se află în slujba cetățenilor? Păi noi trebuie să ne folosim de tot ce ne prezintă România pentru ca să ne atingem interesele noastre în Republica Moldova. Cu privire la ceea ce v-ați întrebat și încerc să vă răspund, eu n-am avut intenția să intru în politică, dovadă că până acum am păstrat în acea zonă de echilibru în care am putut să am punctele mele de vedere, să-i critic pe unii, să-i laud pe alții în funcție de cum am crezut. Dar eu n-am văzut în această parte a eșichierului politic politicieni care să mă reprezinte, în care să am încredere că duc lumea după ei, că sunt convingători și că pot reface ceea ce, bineînțeles, s-a stricat și știm foarte bine povestea de dinainte, pentru că și PURN, și Partidul Munteanu, și PLR, din care are ieșit Partidul Popular Român, sunt așchii din Partidul Liberal, nu-i așa? De ce s-a întâmplat asta? Din cauza unor oameni eu care... Eu nu sunt așchii de la nimeni. Păi sunteți și noastre așchii din Partidul Liberal. Nu. Bine, scuzați-mă dacă v-am insultat. E o exprimare poate mai puțin fericită. Nu, dar fizic sunteți din Partidul Liberal. Așa. Și dacă ar fi existat un om în care eu să am încredere, nu aș fi venit aici. Însă, pe măsură ce lucrurile arată din rău în mai rău, eu am simțit că e de datoria mea să încerc să vin să-i reprezint pe niște oameni, pentru că nu sunt eu cel mai important acolo. Eu doar îi reprezint pe oameni, chiar dacă sunt președinte ales al acestui partid. Și în funcție de capacitatea mea de a-i convinge pe oameni să mă urmeze, voi constitui alături de colegii mei și de mulți alți oameni care stau pe margine și așteaptă să se nască un partid de asemenea învergură, vor veni și ei alături de noi. Un minut doar să cheltuim pentru o paranteză. Dumneavoastră ați reprezentat breasla jurnalistică într-o structură moldo-română care, iată, trebuie să facă un gen de joncțiune. Iată, acolo tot nu s-a întâmplat mare lucru. Colaborările pe linia presei au stagnat, din varii motive, poate din cauza politicului. Dar întrebarea mea este, acum basarabenii sunt gata să propună o altă platformă de joncțiune? Ei o să evolueze mai departe de discursurile sfărăitoare și luatul banilor numai pentru a se cheltui uneori aiurea? Eu cred că România este ezitantă în a proiecta mai multe programe pentru Republica Moldova, pentru că nu are cu cine discuta aici. Trebuie să existe un partener serios, solid, oameni care au proiecte în cap, care au o viziune, în primul rând, și cu care se pot face niște afaceri politice sau culturale sau de care vreți dumneavoastră. Pentru că statul român ce a făcut în ultimii ani? Știm foarte bine. A ales să minimizeze contribuția statului la proiectele sale în Republica Moldova. Pentru că nu are încredere în stat și, bineînțeles, n-a mai avut încredere la un moment dat în partidele care s-au poziționat ca fiind pro-românești, pentru că ele s-au arătat având cu totul alte scopuri. Eu am asistat la discuții la nivel înalt, cu participarea unor înalți oficiali români, care mi-au spus cu text deschis că noi nu mai acceptăm să sprijinim Republica Moldova în condiții netransparente. România a evoluat, România are instituții și România dorește să colaboreze la nivel instituțional. Iar un partid solid, pro-românesc, este și el o instituție cu care se va putea colabora. Dacă nu ajunge la putere, iar se compromite Iana Oară? Am încercat să explic care este misiunea Partidului Popular Românesc. Am înțeles. Să reprezinte o alternativă pentru situația care deja se profilează cu un eșec zgomotos al blocului acum. Eu nu vreau să arunc pietre. Nu este responsabilitatea domnului Țurcanu, dar în momentul în care senatorul din România, Ion Hădârc, a fost până acum președinte al partidului, cred că au fost foarte multe oportunități nevalorificate, extrem de multe și cel puțin nu am văzut nicio atitudine a domnului Hădârc până acum în Basarabia. Adică a fost un nivel destul de mare când
când un lider de partid din Republica Moldova a fost senator în Senatul României, dar într-o coaliție. Da, okay. Dar nu vă supărați. Păi asta era filozofia, că încercați să proiectați o opțiune. Să revenim la ceea ce n-a făcut. Dar am vrut să închei. Doar am vrut să spun că au existat inclusiv acolo în gospodăria care sunteți dumneavoastră acum, în momentul în care Marele Ion Hădârcă, cu posibilitatea de mandat de senator, nu a valorificat, și eu spun cu toată responsabilitatea, absolut nicio oportunitate care a existat, pun la îndoială că acum pur și simplu îl punem pe Hădârcă undeva într-o parte și o să valorificăm. Dar întrebarea este de acum înainte, altă interfață va fi aici în Basarabia, cu ajutorul Țurcanu, cu ajutorul dumneavoastră. De acum înainte lucrurile se schimbă fundamental. Eu știu foarte sigur că România este într-o perioadă foarte, foarte, cum să vă spun eu, complicată din punct de vedere a evaluării ceea ce se întâmplă în Republica Moldova. După formarea coaliției de guvernare dintre PSRM și acum, atunci când România a fost fentată, atunci când România nu a fost întrebată, nu a fost chemată și s-a făcut o coaliție pe la spatele României, am văzut primele 4 zile și comunicatele date de Ministerul de Externe, că nu știau foarte exact, România a înțeles foarte bine că, din păcate, basarabenii noștri au mai multe fețe și niciun obraz. Și au înțeles foarte exact că România este tratată în felul următor. România să facă ceea ce trebuie, dar noi, basarabenii, o să facem ceea ce vrem. Ori, noi am văzut că primul lucru care l-a făcut guvernul Filip când a venit la guvernare, n-aveau bani și s-a dus în România și a cerut 150 de milioane de euro, pe care în septembrie acum, iată, numai astăzi, nu septembrie, trebuie să întoarcem 25 de milioane din acei bani pe care i-am împrumutat noi 150. Guvernul Maia Sandu vine, a criticat România în chip și fel, după care vine și nu întoarce acești bani, ci se duce în România și cere iarăși 150 de milioane de euro în loc să-i dea pe ceilalți. Deci, la un moment dat, moldovenii au devenit atât de, mă scuzați, obraznici în raport cu România, încât se vede foarte departe din România. Mai mult decât atât, România a fost foarte răbdătoare și a văzut cum se dezvoltă diferite dosare pe care le avem noi, inclusiv dosare foarte pragmatice. De exemplu, gazoductul. Declar cu toată responsabilitatea, în calitatea mea de fost ministru, care am participat la tot felul de ședințe și mai mari și mai mici, că Ministerul nostru al economiei a fost cel care a boicotat până acum și dacă nu am construit în 2 ani de zile acel gazoduct și îl construim în 10 ani de zile, este doar partea moldovenească. Orică unii n-au vrut, unii au avut soldă de la Moscova și tot așa mai departe. S-a dus guvernarea lui Plahotniuc, am ajuns la guvernarea PSRM acum. De fapt, este o guvernare acum. Un simplu exemplu care de la București atât de tare i-a durut încât se vedea de la o poștă. Roamingul. România le spune în felul următor de mai mulți ani Republicii Moldova. Aboliți sistemul de roaming pentru că problemele sunt la voi în Republica Moldova. Guvernarea lui Plahotniuc se făcea că plouă, de ce? Pentru că exista o firmă căpușă și ei valorificau, ca să zic de acolo, foarte mulți bani. Exact același lucru în primele săptămâni le s-a spus la moldoveni. Moldovenii au convocat o ședință din asta televizată, la care a venit și ministrul afacerilor externe, chiar dacă nu este o problemă de politică externă, dar este o problemă economică, la care concluzia a fost în felul următor. Românii le spunea, aprobați o lege prin care să obligați operatorii voștri să elimine costurile de terminare apelurilor și doi, scoateți firma aceea din Elveția, din la intermediari și oamenii voștri, 95% din oamenii noștri interacționează cu România decât românii din România cu cei din asta. Și n-o să mai cheltui oamenii voștri din buzunare aproximativ 100 de milioane de dolari pe an. La care, știți ce băieții ăștia noi le-au spus? O să analizăm, o să vedem și o să ne gândim. Și iată, cei din România au înțeles în felul următor că schimbă guvernările, dar atitudinile nu schimbă. De ce ea? Insist asupra faptului, știu despre acest lucru, România este momentul în care va regândi paradigma de interacțiune cu partidele din Republica Moldova, cu autoritățile și tot așa mai departe. Desigur că iau vâltoarea lor electorală și noi acum avem prezidențiale, locale și parlamentare, poate parlamentarele o să vină mai repede dacă o să fie anticipate și sunt și furați și ei de acest fenomen. Dar deci vor vine avea întrebarea capacitate. Mea, propuneți o interfață alta decât ați descris-o, iată și mai nouă? Dumneavoastră da. Vreți să schimbați relația pentru ca să obțineți mai repede ceea ce vă propuneți? Dacă îmi permiteți, în primul rând că noi ne raportăm nu la ceea ce ar trebui să prezentăm României la ora actuală, ci să facem ordine pe partea aceasta a eșichierului politic, unde este într-adevăr dezbinare, dar să fim serioși. Sunt la număr foarte mulți, dar ca greutate politică sunt practic la un nivel extrem de jos. Deci, și nu se va întâmpla ceea ce
se dorește în societate, și anume coagularea forței, așa numitelor forțe unioniste, colegii mei de la partidul care și-a schimbat denumirea, din PLR în Partidul Popular Românesc, și liderul, au discutat, voi deja treceți au discutat la... vreme de aproape 5 luni și au ajuns la concluzia pe care eu o știam încă de acum câțiva ani, că aceasta este o întreprindere fără orizont. Nimeni din oamenii aceștia care se pretind unioniști sau români nu doresc să aibă un succes în comun. Fiecare se visează pe persoană fizică, de aceea și am îndepărtat toate aceste iluzii, pentru ca să fie clar că singura opțiune pentru a produce din nou un reviriment pe această parte a șichiorului politic este o acțiune solitară, solidă, pentru ca să putem reface ceea ce s-a stricat. Ce înțelege Bucureștiul din asta, când avem 100 de partide unioniste? Eu n-am nicio îndoială că pe măsură ce în Republica Moldova Partidul Popular Românesc se va așeza și se va prezenta ca o forță serioasă politică, toate discuțiile care au trenat sau care n-au existat vor fi refăcute, pentru că România este prima interesată ca aici, cum să spun, spiritul românesc și normalitatea din acest punct de vedere să existe. Doar că, așa cum a spus foarte bine domnul Munteanu, n-aveai cu cine discuta. Oamenii aceștia de aici, nu mă refer la toți moldovenii, la oamenii care ajung să reprezinte sorțile moldovenilor, dintr-o dată devin aroganți, dintr-o dată își imaginează că ei pot crea un stat, și ați văzut că n-au reușit, fără sprijinul României. Deci asta e necesar nu numai din sentiment românesc, ca să mă înțelegeți, asta este necesar din sentiment pragmatic. Deci nu poți să refuzi un ajutor doar pentru că ai în cap tot felul de ecuații sovietice, care bineînțeles că sunt în continuare tezei dumneavoastră. Dacă la un moment dat se vă pune problema dumneavoastră, iată, doi lideri, să vă contopiți formațiunile, ați accepta de drag acestui scop? Eu n-am discutat niciodată cu domnul Munteanu în general despre o alianță sau despre ce proiecte comune am putea avea, pentru că domnul Munteanu n-a exprimat asemenea dorință și a creat un partid. Până acum eu nici nu știam că domnul Țurcanu e politician, da, deci el era jurnalist. Și ceea ce pot să spun în ceea ce mă privește concret, este, este că eu nu am ambiții de a stăpâni pe toți. Eu am ambiția de a crea un partid care să fie al tuturor și care să producă rezultate care să fie benefice pentru toată lumea. În rest, formulele care se pot isca, ele pot fi de tot felul, cu condiția că se vor îndepărta, bineînțeles, tot felul de elemente de ordin personal. Bravo. Eu v-am lăsat suficient timp ca să vă lăudați Barosu, dar nu, acum... Nu vă supărați, da. Nu am spus absolut nimic despre Barosu meu, nu am vorbit niciodată, nu am folosit Uniunea Salvați Basarabia în această emisiune, am vorbit despre fenomen. Pentru că eu sunt absolut sigur că noi am scos în evidență de foarte multe ori în ultimii ani partidul meu, ștampila mea și tot așa mai departe și din păcate nu am putut să vorbim despre fenomen și nu am mers la oameni acolo să le explicăm care sunt rațiunile acestei rațiunile cu argumente din cu argumente acum din această. Acum să vă întreb exact pe invers. De ce nu cumva această situație pe care a descris-o domnul Țurcanu, confirmați dumneavoastră cu roaming-ul, această alianță eterogenă, socialisto-dreptistă, dacă nu cumva tocmai face baza pentru o societate civică pe care, iată, chiar vrea să o scrie pe flamură o formațiune, da, Mart Caciuc și cu colegii, cred că tocmai asta e embrionul, modelul de la care trebuie să crească, okay, altceva decât unire. Este adevărat. Eu vreau să vă spun că Moscova nu crede în lacrimi și atunci când a catedixit ca Igor Dodon să susțină un guvern acum, a avut două obiective. Primul obiectiv, ca să ia toate celelalte instituții, ca să creează carcasa pentru o viitoare guvernare când scapă de ăștia pentru orice eventualitate, iar pentru termen lung, și cunosc acest lucru, sunt absolut sigur că pe ei interesează anume această conjunctură stânga cu dreapta pentru crearea națiunii sau pentru consolidarea națiunii civile
politice moldovenești. Dodon a spus acest lucru și o să vedeți că vor veni tot mai multe mesaje în acest sens, că 4 ani sunt absolut suficienți în mentalul lor, în ideea lor, ca să consolideze națiunea civică moldovenească, ca și să abandoneze. Ca pe noi și cu asta? Și noi luptăm. Inclusiv este fenomenul cel mai pregnant, care eu, în calitate de lider al Uniunii Salvați Basarabia și colegii noștri, vom munci pentru a demantela aceste lucruri pe care încearcă să le croiască cu ață moscovită de la Kremlin aici în Republica Moldova. Noi am fost și vom români și desigur că lupta este inegală, pentru că ea spune Valeriu Munteanu să luptă nu doar cu Dodon și cu fenomenul, să luptă și cu Moscova. Desigur că vom avea nevoie de suport, vom dori ca România să fie mai prezentă aici, să fie mai activă, inclusiv prin instituțiile media pe care le are în Republica Moldova și care, din păcate, așa, uneori nu sunt foarte, foarte active și nu mușcă așa cum ar trebui, cum, de exemplu, face Sputnicul rusesc. Domnul Țurcanu, cum răspunzi la întrebare? Mușcă ideologic foarte bine. Acest fenomen care, iată, domnul Munteanu îl descrie ca și cum scheletonul făcut, dumneavoastră îl luați în seamă? Va trebui să vă mobilizați și împotriva acestui fenomen? Eu cred că politicienii care sunt acum în blocul acum se iluzionează că acceptând să renunțe la pornirile lor normale, naționale, vor câștiga ceva. În realitate, vor fi trași pe sfoară și noi nu putem asista impasibili la o asemenea situație în care ei, și asistați, bineînțeles, de anumiți consilieri proveniți din Uniunea Europeană, care au viziunea lor, dar noi o avem pe a noastră, cred că vor putea face, cum se spune pe românește, casă bună cu Dodon pentru viitorul Republicii Moldova. Eu cred că ca politicieni ei s-au arătat lipsiți de viziune și nu suficient de pătrunzători pentru a înțelege în ce capcană au intrat. Eu pot să mai spun, dacă avem timp, exact un minut. Eu am trăit, am fost 6 ani în Parlament și mi-aduc aminte colegi din PD și din PLDM, cu pregătire din PLDM, care spuneau în felul următor: Valeriu, tu degeaba vrei unirea asta, tu ești deputat acum, tu și crezi că în Parlamentul acela sau în România Mare tu o să fii deputat? Suntem deputat, suntem miniști, suntem naționali și foarte bine. După care am discutat cu foarte multă lume din ONG-uri, de exemplu, și îmi spune: domnul Munteanu, dar și ne trebuiește unirea asta? Că dacă avem și din mediul scriitorilor, dar cei din ONG-uri îmi spune în felul următor: domnul Munteanu, acum este ambasada Americii la Chișinău. Eu mai scriu acolo un proiect, mai dau un ban și tot așa mai departe. Deci există pe lângă alte, există oameni buni, români buni, care gândesc păstrarea statalității doar din punct de vedere pragmatic. Sunt cei mai mari unioniști astăzi în Republica Moldova, primari, este oportunism, dar cei mai mari unioniști în Republica Moldova sunt astăzi primarii din satele noastre. Pentru că primarii din satele noastre, în marea lor majoritate, au interacționat pe poduri din astea cu primari din România. Eu, când eram primar la mine la Floreni, am înfrățit Floreniu cu malul cu flori din județul Dâmbovița, România, și am mers acolo, am ținut 3 zile pe a noștri 40 de oameni și au înțeles nu doar aspectele de natură culturală, dar și realitățile, da, din o localitate din România similară asimilează până la $1,000,000 pe an. De noi asimilăm 100.000. Deci ei înțeleg acolo jos. De la Chișinău, de la înălțimea balcoanelor, pot să-i ții pe oameni în sărăcie și în mizerie. Sunt de acord, știu și eu de prin 90. Și încă o chestie, și cu asta închei. Unirea trebuie pregătită ideologic, trebuie pregătită informațional, iar oportunitatea, ca dumneavoastră spuneți, când? Eu vă spun și când. Rusia nu va putea rezista în formula în care este, putinismul va pica, Rusia va încerca să existe o cotitură după modelul, eu nu spun pozitiv, după modelul anului 17-18, iar atunci, pentru că ținând o Rusie puternică, militarizată și influentă în această zonă, va fi complicat și foarte complicat. Iar în momentul în care rușii din Rusia se vor ridica și vor crea o cotitură și îi vor lăsa pe ceilalți, atunci noi vom putea face domnul acest Munteanu, lucru. Eu, din păcate, sunt prea bătrân ca să uit câte hârtii s-a cheltuit pentru promovarea Unirii, cât bănărit a cheltuit oricum Bucureștiul pentru asemenea chestiuni și randamentul este minim. Și la fel țin minte din anii 90 când am zis scriitori, artiști spuneau, sigur că e mai bine să fii basarabian, român din Basarabia, pentru că în competiții cu românii din Vaslui sau Moldova pierzi. Da, dar lupta, eu doar vă spun. Da, în ambasada României lucrează vreo 16 oameni, în ambasada sau diplomați, în ambasada Rusiei la Chișinău și cu toate instituțiile care există, lucrează vreo 3-400. Aici trebuie să spui cum investești unul și care investești altul. Și de ce? Și de ce nu?
Pe de altă parte, acum venind din vacanță, în vamă, m-am întâlnit cu un fost coleg de breaslă, ca un coleg de breaslă, fost coleg de la agenția Bassa Press la care am lucrat, care se mută în România tocmai pentru că a accesat fonduri europene, da. Și condiția este să fie în spațiu românesc, spațiu european. Și posibil acel coleg nici nu a fost foarte mare unionist, dar da, dacă oportunitatea el, este exact, în altă parte. El a devenit un unionist în fapt. Deci am vorbit cu unioniștii, da? Dați-mi voi să vă clasific așa simplist, că ar fi păcat sigur că să reduc toată discuția noastră doar la acest termen. Care devine de ocară, din păcate, în ultimul. Da, mă rog, cel puțin a fost scos din codul penal, să zicem așa. Dar neapărat voi găsi ocazia să discut cu oamenii care, sincer, cred și sunt din aceștia care cred că alternativa pentru ceea ce a fost până acum timp de 28 de ani este această națiune civică, este lichidarea diferențelor etnice. Și vreau să văd ce promit ei, cât de realiști se cred ei și mai ales în termenii, așa cum e descris la acest analist, cu cifre în mână. Da? Pentru că oamenii așteaptă și au tot dreptul să ajungă în rând cu lumea bună la nivelul de viață, astfel încât nu prețurile să fie egale cu cele din Paris și Roma. Pentru zarzavaturi, pentru legume. Nu aceste prețuri, ci pensiile, bursele, veniturile, cota de PIB pe cap de locuitor. Până la urmă, pentru asta există statul și nu invers, cetățenii de dragul unui stat, din care își scot foloasele un strat foarte mic de cetățeni demnitari. Vă spun pe curând. Punct. Și de la capăt.